Pacea Domnului, bună seara, Domnul să vă binecuvânteze și să ne rugăm în seara asta ca Domnul să ne deschidă inimile, să ne deschidă mințile, să putem primi cuvântul Lui care este adevărul și așa cum spune Domnul Iisus, adevărul vă va face liber. Când? Atunci când îl vom cunoaște. De aceea ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, de aceea venim împreună să ne apropiem de paginile Scripturii, să învățăm. Știrile sunt bune, slavă Domnului, întotdeauna știrile cerului sunt bune, Dumnezeu este în control, este stăpânitor. Noi știm că chiar într-o zi de încercare sau într-o eră de încercare, Dumnezeu e tot stăpân, e tot pe tron, El e Domn al domnilor, stăpânul stăpânilor, El este stăpân peste popoare și națiuni și Biblia spune că El stă pe tron și râde de ziua de mâine. Dar până mâine, Domnul ne îndreaptă privirile astăzi asupra unei pilde care se numește Pilda Talanților. Aș vrea să citesc, atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 talanți. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise 5 talanți a venit și a adus alți 5 talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul i-a zis și lui, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău dar. Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat? Prin urmare se credea că tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar cel ce n-are îi se va lua chiar și ce are. Iar pe robul acesta nedrepnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Îmi place sfârșitul pildei. De câte ori mă întreabă frații ce mă motivează să alerg așa, ăsta e una din pildele care mă motivează. Dar o să începem cu începutul pildei. Îmi place că Matei surprinde niște detalii interesante. În primul rând spune că acest stăpân le-a încredințat avuția. E mare lucru când cineva îți încredințează avuția, când cineva îți dă o cheie, când cineva îți dă un secret, când cineva își pune sufletul față de tine și are încredere în tine. Mă gândesc ce tare că acest stăpân care îl reprezintă pe Dumnezeu a avut încredere în acești oameni să le încredințeze avuția ca ei să o investească mai departe. Și bineînțeles spune Scriptura că fiecăruia i-a dat după putere, pentru că întotdeauna stăpânul știe cât putem duce. Și eu cred că sunteți de acord cu Domnul Iisus. El știe cât poți duce, El știe câtă înțelepciune ai, câtă pricepere ai și aici putere este cu sensul de administrare. Îmi place versetul care spune, următor zice, îndată. Acest îndată este un cuvânt foarte interesant. Îmi place acolo când vorbește despre Avram, zice că Dumnezeu a vorbit lui Avram și îndată el s-a sculat și a plecat. Dumnezeu i-a vorbit lui David și îndată. Există un îndată al împărăției lui Dumnezeu care trebuie să luăm în calcul. Îndată doi dintre acești oameni, simțindu-se responsabilizați și simțindu-se, cum să spun, binecuvântați că acest stăpân le-a acordat încrederea, au și pus în negoț, au și pus lucrurile în funcțiune, au pus lucrurile în mișcare. Îmi place că se menționează clar că unul dintre ei și ultimul a făcut o groapă în pământ și a ascuns banii stăpânului. Atenție, nu erau ai lui, erau ai stăpânului. Pentru ce îi dăduse stăpânul banii? Pentru ce îi dăduse talanții? Talentul îl dăduse să-l investească, nu să-l ascundă. Și putem să învățăm de aici o mare, mare lecție că talanții care Dumnezeu a pus în viața noastră nu se
ascund, nu se risipesc, ci se investesc. Se mai spune că stăpânul a venit după multă vreme și acum am înțeles că ăsta e obiceiul Domnului Iisus Hristos, când promite ceva vine. Așa a fost și cu venirea lui. Prima dată a venit la împlinirea vremii și va fi o vreme când va veni și zice că a venit după multă vreme și le-a cerut socoteală. Eu personal cred într-un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu al dragostei, dar cred și într-un Dumnezeu sfânt care este și foc mistuitor, cred într-un Dumnezeu care din dragoste te disciplinează ca să devii mai bun și mai mult în asemănare cu El. Și Biblia spune că El a venit să le ceară socoteala. Asta ne spune că vine ziua socotelii. Era odată o predică, lasă vrăjeala că vine socoteala. Câteodată românul încearcă să fie cu vrăjeală. Vedem și în vremurile astea de criză, încearcă să păcălească autoritățile, să umble pe străzi. Dar este o zi a socotelii, nu poți să fugi pentru totdeauna. Dacă pe om poți să-i păcălești, pe Dumnezeu nu-l poți păcăli. Cel cu 5 și cel cu 2, spune Scriptura că au investit, nu au ascuns, au fost credincioși și de fapt primesc calificativul de rob bun și credincioși. Ce tare este asta! Abia aștept și eu să aud cuvintele astea din gura Domnului Iisus. Vino rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Cel care a avut doar unul din start a avut o vedere, grijă asupra stăpânului și vedem din cuvintele lui. Zice, cum spune el acolo? Păi am știut. Doamne, am știut că ești, da, eu te recunosc că ești un domn, dar am știut că ești un om aspru și că seceri de unde n-ai semănat. Păi cum să secere de unde n-ai semănat când stăpânul îi dăduse talentul? Strângi de unde n-ai vânturat și mi-a fost teamă. Și aici subliniați, mi-a fost teamă. Acest om, acest rob, pentru că Biblia spune că ăștia erau robi cu toții. Erau robii stăpânului. Acest rob a fost controlat de teamă. Stăpânului era teama. Asta a și fost motivul pentru care el nu a investit. Mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce e al tău, ce atitudine. Îmi place că stăpânul, adică Domnul Iisus, întotdeauna recunoaște așa cum l-a confruntat pe Iacov și a spus, care ți este numele Iacove? Păi înșelătorul, aha, am înțeles, doar acum te pot transforma. Îi zice, rob viclean și leneș, ce calificativ dureros, rob viclean și leneș. În primul rând ești rob, eu sunt stăpânul, doi ești viclean, ești leneș. Pentru că zice, de ce nu te-ai dus la zarab, de ce n-ai mers și acolo în greacă se folosește termenul acelor care stăteau la mese și schimbau banii în templu și înmulțeau banii. De ce n-ai mers la oamenii care puteau să facă ceva cu ei? De ce nu te-ai dus la cineva să te învețe? De ce n-ai cerut ajutor? De ce ai preferat să ascunzi? Stăpânul numește rob viclean și leneș. E foarte, foarte dureroasă expresia asta. Sfârșitul pildei mă motivează. Nu știu cum sunteți voi, așa cum spuneam, pentru că Dumnezeu judecă. Dar judecă nu după profit, El judecă după modul de administrare. Asta e foarte interesant. E important să înțelegem că El ne cheamă să fim administratori, cum au fost și în celelalte pilde. Noi nu suntem stăpânii. Noi nu suntem stăpânii bisericii, noi nu suntem stăpânii vieților noastre, noi nu suntem stăpânii copiilor noștri, noi suntem administratori. Noi nu suntem stăpânii talentului. Și îmi place că Domnul judecă modul în care i-au administrat, nu profitul. Dumnezeu nu l-a judecat pe acest om, stăpânul din pildă, pe acest om pentru că n-a adus profit și pentru că nu a administrat încrederea care i se oferise, această favoare minunată, un talent era enorm pentru vremea aia, peste un an și ceva de muncă. I-a dădus o mică avere pe care el putea să o investească. Wow! Știi ce îmi place? Totuși că din pilda asta trag concluzia că putem crește în darul ăsta de administrare și asta e o veste bună pentru că cei doi au făcut lucrul ăsta. Câteva concluzii care vreau să le trag în seara asta. În primul rând, există un stăpân al talanților. Talanții nu sunt ai noștri. Deci, prin concluzie, nu putem face ce vrem cu ei. Poate ai un talent, eu știu, muzical, spre exemplu. Poate ai un talent de predicare, poate ai un talent de creștere a copiilor, poate ai un talent de încurajare, poate ai un talent de a face bani. Nu am de unde să știu ce a pus Dumnezeu în viața ta, numai tu știi. Dar e important să înțelegi că El este stăpânul talanților. Nu ești tu și nu sunt nici eu. Al doilea lucru, El încredințează talanți oricui. Deci nimeni nu o să se plângă și nimeni nu va putea sta în ziua judecății în picioare să zică, Doamne, mie nu mi-ai dat stop, eu sunt ăla din România, din Baia Mare, ăla de mă victimizez, eu n-am primit niciun talent. Nu, nu. El hotărăște cui dă și cât dă, dar fiecare primește ceva de investit. Pentru că așa este în împărăție. Nimeni nu este cu buzunarele goale. Împărăția lui Dumnezeu e o împărăție bogată, o împărăție în care Tatăl dă daruri, Fiul dă slujbe, Duhul Sfânt dă daruri. De aceea fiecare primește ceva. Al treilea lucru care îl trag, se așteaptă
acest stăpân și vine să judece modul în care administrăm lucrurile. Să știi că nu o să scăpăm. Dacă crezi că o să scapi, cred că te păcălești singur. Pilda ne spune clar că nu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care iubește, dar El nu irosește și El vrea să se asigure că tu investești ceea ce El ți-a dat, că îl multiplici. Îl multiplici pentru că împărăția este o împărăție care se multiplică. Încă un lucru frumos care îl tragem din această pildă este că El răsplătește, dar și pedepsește, pentru că în finalul pildei l-a pedepsit pe cel care n-a investit. Apoi este, îmi place că cel care are interes în împărăția lui Dumnezeu și plătește prețul administrării va primi mai mult. Dumnezeu întotdeauna, am observat asta și am învățat de-a lungul și a vieții mele, în experiența mea personală, când am un interes pentru Scriptură, când pun mai mult timp, Dumnezeu îmi descoperă mai mult, îmi dă mai mult întotdeauna să dau. Când am dat mai multe cuvinte profetice, Dumnezeu mi-a dat mai multe revelații. Când le-am ținut pentru mine, s-a oprit, s-a închis robinetul, pentru că Dumnezeu nu vrea să ținem. Nu vrea să ținem. El vrea să dăm. Noi suntem un izvor. Îmi place că Domnul Iisus îi spune rovii, clean și leneși, și cred că îndemnul pentru noi în seara asta este să nu fim nici leneși și nici vicleni. Nu merge șmechereala în împărăția lui Dumnezeu. Și cum spuneam, lasă vrăjeala că vine socoteala. Nu poți să-L păcălești pe Dumnezeu. Dacă îl poți minți pe un om, dacă poți minți sistemul românesc, german, suedez, american, poți să faci tu să găsești portițe pe Dumnezeu, nu-L poate nimeni păcăli. El știe cât a pus în tine la milimetru și exact aia așteaptă să investești. Nu vrea mai mult. Nu i-a cerut acestui om să, ceea ce i-a cerut să celui cu 5 sau cu 2, dar a vrut să vadă că acest om a administrat nu numai talentul, dar și încrederea și marea onoare care i s-a oferise. Îmi place că, cum am amintit, dacă ai fi Iacov sau dacă în seara asta vezi în tine dorința aia de a-L întoarce pe Dumnezeu și de a găsi scuze tot timpul și a veni ca Moise cu lista de scuze și ca Iacov, să știi că există speranță pentru oamenii ca tine și ca mine. Poți să fii sincer înaintea lui Dumnezeu, să zici, Doamne, sincer, mă regăsesc în pilda asta, sunt leneș. N-am administrat timpul cum trebuie, n-am administrat copiii cum trebuie, n-am administrat relația cu soția, n-am administrat banii, n-am administrat darurile spirituale care mi le-ai dat în mine, le-am lăsat acolo, le-am îngropat în pământ. Iartă-mă, ajută-mă în seara asta, transformă-mă și cred că Dumnezeu o să-ți dea un nume nou ca și lui Iacov. Pentru că atunci când el a recunoscut, Domnul l-a transformat. Și e o putere în recunoaștere înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui nu trebuie să vii să-ți umfli mușchii pentru că el știe exact cine ești. Trebuie să vii să recunoști. Așa eliberat am fost când am recunoscut înaintea Domnului. Au fost momente când am zis, Doamne, am fost prea dur. Doamne, am în loc să ridic cu cuvintele mele, am lovit cu cuvintele. Doamne, iartă-mă și Dumnezeu m-a eliberat și m-a transformat. Un alt lucru care se desprinde este că toți vom da socoteală pentru administrare. Unora li s-au încredințat familii, altora business-uri, altora biserici. Haideți să nu uităm că talanții sunt ai stăpânului, nu ai noștri. Noi suntem administratori și odată ce înțelegem asta, nu mai este dorința aia de a controla lucrurile, pentru că nu sunt ale noastre. El își zidește biserica. Noi doar o echipăm, noi doar o ajutăm. Toți vom da socoteală pentru administrare, cred asta cu toată inima. Aș vrea să te încurajez de asemenea să-ți faci o evaluare a talanților care ai. E timpul să dezgropi talanții. E timpul să te duci și să desfaci acolo cămările împărăției care Dumnezeu le-a pus în tine și să începi să le dai. E timpul să investești. E timpul să administrezi ceea ce ai. Mi-aduc aminte de Moise că avea dilema asta. Doamne, nu pot să mă duc. Doamne, nu sunt pregătit. Și Domnul îi zice, Moise, ce ai în mână? Ai un pix? Ai un copil? Ai o familie? Ai un business? Ai un telefon? Folosește ce ai. Nu te întreb ce nu ai. Te întreb ce deja ți-am dat. Și Dumnezeu este bun. Poate ți-a dat un duh de bucurie care este contagios, da? Sau tot timpul ești un om al speranței, un om optimist, sau ești un om care pur și simplu ai bani puși deoparte, e momentul să investești sau să ajuți pe cineva și acum mai mult ca niciodată avem timp. Asta e o mare resursă care Dumnezeu ne dă. Noi nu suntem aici să pierdem vremea, ci suntem aici să investim vremea. Vreau să te provoc să faci asta. Timpul e una din cele mai importante resurse care Dumnezeu ți le dă. Oamenii la fel, hai să fim creativi. Vreau să te întreb ce faci cu mesajul împărăției care l-ai în viața ta, l-ai ascuns? Poate nu ai spus niciodată vecinilor tăi, poate n-ai spus niciodată celor de la Carrefour pe care îi cunoști, mergi de 5 ani în același loc sau de la Lidl sau știu la ce magazin alimentar și te cunosc că ea. Când te vede vânzătorul deja te salută. I-ai spus vreodată de Dumnezeu? Ai transmis vreodată mesajul împărăției? Ce faci cu mesajul împărăției? L-ai ascuns? Nu-l mai ascunde, e timpul să-l scoți.
Interesant lucru că robul acuză pe stăpân că nu este drept. Dar spune, stăpânul zice, nu, eu nu sunt nedrept, eu sunt drept. Eu am venit după ce este al meu, ți-am acordat o încredere, ți-am pus ceva extraordinar în mâini și tu n-ai făcut nimic. Ce l-a blocat pe acest rob este frica. Știi? Frica este un blocaj. Nu frica de Domnul. Frica de Domnul e ceva sănătos, dar frica de oameni sau frica de eșec este blocajul care l-a blocat pe acest rob și amestecat cu lenea și cu vicleșugul, cu o inimă și reată, l-a distrus. Frica nu e un catalist. Dar ce tare că stăpânul i-a onorat pe acești oameni cu încredere și le-a pus o avere în mână. Ce tare este când cineva are încredere în tine și spune niște bani în mână, nu? Sau îți dă o resursă, o casă și tu nu-ți bagi joc de ea, ci din potrivă o duci la un alt nivel, la un alt potențial. Îmi place că cei doi au acționat din dragoste față de stăpân și din apreciere față de faptul că el a avut încredere în el. Acel unul a acționat bazat pe frica lui de eșec. A preferat să fie să aibă un sentiment de siguranță sau o zonă de siguranță decât să pășească pe ape. Dar cum spunea odată cineva, un vapor este un vapor frumos când este într-un port. Dar el nu e pentru port, el este pentru ocean, el este pentru mare. Destinul lui este să călătorească. Portul este doar un loc unde poposește din când în când. Ceilalți doi au acționat din entuziasm, zice Scriptura, îndată aia spune o stare de entuziasm, o stare de bucurie. Wow, mi-a încredințat stăpânul ceva, mă duc să investesc. Da? Și din încrederea pe care stăpânul le-a dat-o. Pe mine mă atinge foarte mult că Domnul Hristos are încredere în noi și ne-a încredințat această împărăție. E foarte tare. E foarte tare la niște oameni ca noi. Ne-a dat pur și simplu cheile împărăției. A zis ca și lui Petru, Petre, mă iubești după ce l-a trădat. Uite împărăția, du-te și du-o mai departe. Acest om nu a fost gata să riște deloc, să greșească. Și Domnul Iisus îi spune, rob viclean și lene. Și lenea în ochii Domnului este ca și lipsa de credință. De aia cred că a și venit pedeapsa, pentru că atunci spune Scriptura că necredincioși și fricoși nu o să fie în cer, o să fie în alt loc. Și Domnul nu vrea să acționăm în frică. Dacă El ți-a dat această împărăție, dacă El ți-a dat talanți, înseamnă că El are și încredere că poți să-i duci mai departe, să-i investești. Wow, ce oportunitate mare în criza asta, să ducem împărăția lui Dumnezeu mai departe. În seara asta vreau să te provoc să nu mai risipești, să începi să investești, să nu mai ascunzi, să scoți la suprafață și să începi să multiplici. Scoate sabia din teacă și lefuiește-o și zi, Doamne, iartă-mă că n-am mai folosit-o de atâta vreme, sunt gata, sunt la dispoziția Ta. Și nu uita, motivația noastră principală e din dragoste pentru Domnul și din încrederea pe care El ne-a acordat-o deja, punând acești talanți în viața noastră. Doar două secunde mai au mărturia mea cu slujirea muzicală. Vreau să vă spun, eu n-am fost chemat să fac muzică creștină. Am făcut-o ca ascultare la adresa lui Dumnezeu, pentru că alții care erau talentați și alții care puteau și aveau școli, stăteau cu degetul în nas și erau niște leneși. Și nu făcea absolut nimic și Dumnezeu a zis, du-te tu și fă. Și am zis, Doamne, eu nu sunt pregătit, nu e chemarea mea, chemarea mea e să predic Evanghelia. Tu m-ai întors la Tine într-un mod miraculos și m-ai trimis pe străzi să predic și acolo vreau să rămân. Și Doamne a zis, fă asta pentru mine, încearcă să scrii. Și am muncit enorm de mult, nopți, săptămâni, luni, ani, dar nu este ceva natural la mine ca să scriu. Însă am făcut-o pentru Domnul. Am avut poate 1%, poate eu am fost ăla cu un talent, însă l-am înmulțit. Și am făcut din el mai mulți. Știi de ce? Pentru că Domnul m-a iubit și mi-a încredințat asta și din onoare și din dragoste pentru el sunt entuziasmat să-L slujesc pe Dumnezeu și orice talent am în viața mea vreau să-L înmulțesc. Eu cred că în tine sunt mai mult decât un talent. Și dacă ai doar unul singur, e de ajuns să faci mai mult. Du împărăția, dezgroapă talentul și investește, nu mai risipi, încearcă să investești pentru că Dumnezeu are încredere în tine. Fă talanții aia să strălucească pentru el și împărăția aia du-o la cât mai mulți, pentru că oamenii au nevoie să audă de vestea cea bună a Evangheliei. Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute. Amin. E faină pildă asta și la mulți le place, pentru că vorbește despre lucruri foarte concrete și vorbește despre bani, chiar dacă unii au o problemă când e vorba despre bani în biserică. Totuși, mă gândesc că aici stăpânul vorbește despre tot ceea ce ne încredințează și Dumnezeu ne încredințează bani, averea. Pământul este a Domnului cu tot ce este pe el și ne-a dat nouă oamenilor.
ne-am credințat abilități intelectuale fiecăruia dintre noi și ne-am credințat daruri spirituale. Și noi suntem responsabili, trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu și culmea este că toate darurile, toate abilitățile, indiferent din ce zonă sunt, au de-a face cu munca. Foarte mulți au probleme cu munca în toate domeniile și mai ales când este vorba ca să îl onoreze pe Dumnezeu, cei mai mulți au problemă cu munca și găsesc tot felul de scuze. Robul ăsta a spus că mi-a fost teamă de tine. Dumnezeu îl cataloghează rob viclean și leneș. Lui a fost teamă că poate să risipească banii, că poate să greșească. Trebuia să știe și noi știm că pentru greșelile noastre a murit Domnul Iisus. Dar pentru lene și pentru vrăjeală, cum zicea Sani, n-a murit Domnul Iisus. Pentru asta dăm socoteală. Că nu putem ca să ne scuzăm de asta. E o provocare extraordinară în pilda asta pentru noi și Domnul Iisus a spus că abordează diferite aspecte ale împărăției și aici vorbește despre faptul că fiecare din noi trebuie să fim, să muncim și să fim responsabili cu ce ni s-a încredințat fiecăruia dintre noi în împărăție. Niciodată nu vom putea ca să ne plângem că nu am primit ceva în împărăție, dar în primul rând trebuie să știm că succesul vine în urma muncii. Fără muncă nu există succes. Nu există succes în niciun domeniu. Poți să fii cel mai deștept, dacă nu muncești și nu faci o școală, nu o să ajungi nicăieri. Poți să ai cele mai mari daruri spirituale, dacă nu le pui la lucru, dacă nu le înflăcărezi, cum îi zice Pavel lui Timotei, degeaba. Poți să ai cei mai mulți bani, dacă nu îi pui la lucru și dacă nu îi investești, nu o să faci nimic. Peste tot este nevoie de muncă. De altfel, este mandatul pe care Dumnezeu l-a dat lui Adam din creație. Când i-a dat prima dată lui Adam o posesiune, când i-a dat grătina Eden, i-a dat mandatul să o păzească și să o lucreze. Deci asta însemna că această grădină trebuia să producă multe lucruri, multe binecuvântări pentru el. Apoi să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne dă tot ceea ce avem nevoie pentru ca să putem să împlinim lucru care ne-a fost încredințat. Dumnezeu nu le-a dat acelor oameni talanții fără să aibă loc unde să multiplice acei talanți, unde să-i pună la lucru și atunci când ultimul dă socoteală, stăpânul nu îl ia la rost să-i spună, mă, de ce n-ai muncit, de ce n-ai făcut? Nu, de ce nu ai dat banii la cei care știu să muncească? Și aici este o aplicație care vreau să o pun pentru darurile spirituale și asta are de-a face cu lenea și vrăjeala în biserică sau cu acea afirmație, de ce să pun darul meu la dispoziția lui cutare? Darurile nu sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Tot ceea ce au primit ei, cu ce au lucrat, era stăpânului, nimic nu era al lor. Și spun, păi de ce să-l pun eu la dispoziția lui sau al celorlalți? Dumnezeu spune clar că el are zarafi în împărăția lui Dumnezeu și în ceea ce privește viața spirituală, zarafii găsim în Efeseni 4, unde spune și el a dat pe unii și sunt cele 5 slujbe pentru desăvârșirea sfinților, pentru rularea darurilor spirituale în vederea desăvârșirii sfinților. Apoi să înțelegem că noi nu am fost creați egal. Sunt foarte mulți care spun, dacă eu aș fi știut să cânt ca și Sani, să predic ca și Vali, să învăț ca Traian, să fac lucrurile ca Nicu, și eu făceam ceva. Păi nu asta a vrut Dumnezeu de la tine. Ți-a dat un talent să faci lucrurile cu talentul care ți l-a dat. Și dacă talentul tău este pentru anumite lucruri, Dumnezeu vrea ca acele lucruri să le faci. Pentru că evaluarea nu se face după volumul de muncă sau volumul ca rezultat, ci după credincioșie. Fiecăruia îi spune bine rob bun și credincios. Nu îi spune bine rob care ai făcut atâta avere. Nu îi spune ai produs atâta. Ci îi spune ai fost credincios. Apoi să înțelegem că noi muncim pentru stăpân, nu muncim pentru noi sau pentru ceilalți. Sunt mulți care cred că darurile care au fost date sunt doar pentru el. Și aici mă refer și la bani, sunt mulți care cred că sunt banii mei, foarte des aud expresia. Banii mei, averea mea, eu fac ce vreau cu ea, viața mea. Dăm voie să spun în seara asta că nimic din ceea ce avem nu este a nostru. Totul ne-a fost dat. Viața ne-a fost dată.
este suflarea lui Dumnezeu în noi. Viața este a lui. Sănătate ne-a dat-o Dumnezeu. De-aia niciodată nu îl salutăm pe vecinul să-ți dea baie de ori de sănătate. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Pentru că El are și El poate să dea. Apoi, inteligența, înțelepciunea este de la Dumnezeu. Nu ai? Vreau să spun că este o piață liberă de inteligență, de înțelepciune. Citește Iacob și o să vezi că este la Dumnezeu și El o să-ți dea. Toate vin de la Dumnezeu și suntem datori înaintea Lui. Apoi trebuie să nu uităm că va trebui să dăm socoteală individual. Sunt foarte mulți care cred că cum o să se descurce ceilalți, o să mă descurc și eu. Ei, nu-i chiar așa. Pentru că ceilalți o să meargă și o să zică, Doamne, mi-ai dat atâta, uite cât am adus. Doamne, mi-ai dat atâta, uite cât am adus. Și nu este același răspuns pentru toți, ci doar pentru cei credincioși. Deci același răspuns pentru cei necredincioși este de asemenea același răspuns. În seara asta avem o provocare extraordinară în ceea ce privește împărăția. Împărăția nu este un loc al chiulului, al lenei, al dormitului sau a cântatului din harfă pe un norișor, ci împărăția lui Dumnezeu este un loc al lucrului. De altfel, Domnul Iisus spune, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Așa că, Vali, ia ce ți-am dat și pune la lucru. Fiți binecuvântat! Mă gândeam și eu la câteva principii din această pildă deosebit de frumoasă și putem să învățăm câteva lucruri foarte importante. În primul rând, mă gândesc că modul în care îl vedem pe Dumnezeu influențează acțiunile noastre și modul în care ne investim talentul. De aceea, în acest verset, în versetul 24, acel rob care nu și-a investit talentul, ci l-a plantat practic în pământ, l-a îngropat în pământ, a spus, Doamne, știu despre tine că ești un stăpân aspru. El l-a văzut pe Dumnezeu doar ca pe un stăpân aspru. Și bineînțeles că se mai adaugă și lenia pe care a avut-o, dar pentru că nu l-a văzut pe Dumnezeu așa cum este, nu a văzut bunătatea lui Dumnezeu, nu a văzut caracterul lui Dumnezeu, nu a văzut faptul că Dumnezeu, din moment ce l-a creat pe om, a fost întotdeauna pentru om, nu împotriva lui. Dacă ne uităm și în Vechiul Testament, vedem că ceea ce a stat între Dumnezeu și om a fost păcatul omului. Nu a fost un zid pe care Dumnezeu l-a pus pentru om, ci dimpotrivă omul l-a pus între el și Dumnezeu. Dar întotdeauna Dumnezeu a fost un stăpân bun care a fost pentru om, care să-l ridice pe om, a făcut un plan de mântuire al omului, persoana Domnului Iisus Hristos. Vedem inima lui de tată plină de dragoste în Noul Testament, în care l-a dat pe Iisus Hristos să moară pentru noi, atât de mult ne-a iubit. Dar acest om nu l-a văzut pe Dumnezeu așa cum este. A văzut în el doar un stăpân aspru. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, este foarte important să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este El. Să vedem dragostea lui Dumnezeu, să vedem inima Lui plină de dragoste, să vedem că Dumnezeul nostru caută întotdeauna soluții pentru noi, să ne ridice și a căutat în persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea, dacă până acum l-ai văzut pe Dumnezeu distorsionat, ai văzut în Dumnezeu doar un stăpân aspru, începe să vezi dragostea Lui, începe să vezi bunătatea Lui, începe să vezi lucrurile care te atrag spre El. Și în momentul în care vezi bunătatea Lui Dumnezeu și dragostea Lui, nu mai ești un rob care își ascunde talentul de frică sau de lene, ci dimpotrivă, ești un om care lucrează pentru părăția Lui Dumnezeu. Un alt principiu pe care îl vedem aici este faptul că ceea ce faci pentru Dumnezeu este întotdeauna o oportunitate, nu o robie, nu o sclavie. Mulți cred, eu nu pot să lucrez pentru Dumnezeu sau nu vreau să lucrez pentru Dumnezeu, așa cum s-a amintit mai devreme, de ce să pun eu talentul în slujba oamenilor? Pentru că până la urmă, darurile pe care le avem sunt în folosul bisericii, în folosul oamenilor. Și mulți se gândesc, de ce să fac eu lucrul acesta? De ce să îl ajut eu pe cutare? De ce să-i dau eu un cuvânt profetic? De ce să fac eu ceva pentru ca biserica să se bucure? Mai bine stau în banca mea liniștit, nu mă interesează nimic, nu-mi pasă de nimeni nimic, mă duc duminică la biserică, pe urmă merg acasă și văd de treabă.
Nu. Orice lucru pe care îl facem pentru Dumnezeu este o oportunitate pentru noi. Nu este o robie, o sclavie. Pentru că vedem la finalul pildei că Dumnezeu este cel care îi răsplătește pe cei care și-au pus talentul în lucru pentru Dumnezeu. Și cei care și-au pus talentul în lucru, Dumnezeu le-a dublat, le-a creat o oportunitate și mai mare, să facă și mai mult pentru părăția lui Dumnezeu. Și am văzut și din celelalte pilde că Dumnezeu, pe lângă faptul că plătește, El este cel care răsplătește, pe lângă faptul că ne dă mântuirea, este cel care ne răsplătește și adunăm în cer o comoară tot mai mare pe măsură ce investim darurile pe care le avem pentru împărăția lui Dumnezeu. Un alt lucru care îmi place din această pildă este faptul că talentul în ochii lui Dumnezeu este talent. Este aceeași unitate de măsură pentru toate darurile spirituale. Bine, unii au poate un dar, alții mai multe, dar în ochii lui Dumnezeu și darurile care sunt mai vizibile și darurile care par mai mari sunt la fel de importante ca și darurile care par mai mici și au aceeași valoare, toate darurile. Poate te gândești, dacă aș avea eu un dar care să mă pună să ies în față, să mă vadă lumea, acel dar ar putea cu adevărat. Vreau să știi că și faptul că știi să administrezi lucrurile în împărăția lui Dumnezeu și poate nu te vede nimeni, sau poate ai darul ajutorărilor și nu te vede nimeni, tu mergi la văduvă, la sărac, la orfan și îi ajuți, și acel dar, și poate nu te vede nimeni și nu-ți zice nimeni, wow, ce treabă bună faci. Vreau să știi că Dumnezeu apreciază acel dar și în ochii lui talentul are aceeași greutate, are aceeași valoare. Deci, indiferent că ai un dar care te scoate în față sau un dar care te face să nu te vadă nimeni, pentru Dumnezeu este un dar foarte important și Dumnezeu apreciază ceea ce faci și Dumnezeu vede ceea ce faci și El îți va răsplăti pentru ceea ce faci pentru părăția Lui. Și un alt principiu pe care îl vedem aici este, s-a amintit deja, că nu umblă cu vrăjeala înaintea lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu funcționează șmecheriile. Poate în lumea asta poți să fii șmecher, poți să fii combinator, să faci ceea ce vrei, dar în împărăția lui Dumnezeu nu funcționează. Biblia ne spune despre Domnul Iisus Hristos că El stătea de vorbă cu oamenii și El știa ce este în inima omului. Deci omul putea să pară ce vrea el, putea să facă ce vrea el. Iisus vedea ce este în inima lui. În împărăția lui Dumnezeu nu funcționează cu șmecherii. Poate te gândești, lasă că la urmă o să fac eu cumva, la urmă o să fentez eu lucrurile. Nu, dragul meu, în împărăția lui Dumnezeu nu funcționează cu șmecherii. În împărăția lui Dumnezeu toate lucrurile sunt pe față. Ceea ce ai făcut cu adevărat pentru el va aduce și răsplătire. Dacă n-ai făcut, va aduce ceea ce nu vrei să auzi. Pleacă de la mine. În împărăția lui Dumnezeu, lucrurile funcționează după principiile lui Dumnezeu. De aceea, îți doresc în seara asta să fii un om care înțelegi inima Tatălui, înțelegând-o, să spui darurile în funcțiune, în mișcare, să le investești în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce faci pentru El este întotdeauna o oportunitate. Să nu fii o persoană care crede că poate să șmecherească lucrurile pentru că nu va putea, ci dimpotrivă să-L onorezi pe Dumnezeu cu ceea ce faci. Fii binecuvântat. Amin. Bună seara, vă spun și eu. Pilda talanților este una dintre pildele mele favorite și spun lucrul acesta pentru că este o pildă despre viața de slujire a credinciosului. Iar de-a lungul anilor, prin prisma chemării pe care Dumnezeu mi-a dat-o, a fost să încerc să motivez pe fiecare credincios să se implice. Este o pildă care vorbește despre faptul că fiecare, ceva ne definește pe fiecare dintre noi. E reprezentativ pentru fiecare credincios. Criza unui singur talent. Spuneam că e o pildă favorită. De-a lungul anului am întors pe toate fețele și au fost multe aspecte pe care am încercat să le definesc și să le înțeleg. Cel mai important mi se pare faptul că în viața celui de-al treilea este o criză profundă. Este o criză generalizată. Este neliniște, este nesiguranță, este stres în viața lui, pentru că el a primit puțin, dar în același timp a văzut multe posibilități în jur. Și așa cum orice criză este generatoare de mari posibilități sau
de mari pericole în același timp, așa este și cazul lui. Prima criză din viața lui este criza relației cu stăpânul. Și mai devreme Nicu a atins acest aspect. Nu-l cunoaște cu adevărat pe stăpânul lui. Are o părere greșită despre el, pentru că nu-l cunoaște îndeajuns. Și doar are o anumită părere. El spune despre el că este aspru, în greacă este scleros. Mai știm noi rădăcina acestui cuvânt, scleros, scleroză, adică ceva care e fixist, ceva care e fixat, ceva care este imobil. Îl vede pe stăpânul lui fixat în anumite, blocat în anumite tipare, care are anumite pretenții înguste, care lui nu-i plac, însă nu înțelege că stăpânul lui are niște principii simple, neschimbătoare, care sunt baza vieții în toate domeniile. Întrebarea care se naște de aici este referitoare la fel ca și în criza acesteia. Este Dumnezeu real în viața ta? Când te întâlnești cu Dumnezeu? Ca să spun cât de mult îl cunoști pe El și cât de mult, în acest fel, cât de mult înțelegi gândirea Lui, a stăpânului. Psalmistul spune că se întâlnește cu dimineața cu Dumnezeu. Psalmul 119 spune la miezul nopții. Psalmul 148 spune că o iau înaintea zorilor să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Că relația ta cu Dumnezeu nu se bazează pe cunoașterea Lui, atunci vei dezvolta niște modele greșite despre Dumnezeu. Vei extrage din Scriptură niște principii greșite și nu vei înțelege cum gândește Dumnezeu și cum vede Dumnezeu lucrurile. Vei vedea numai că Dumnezeu are niște chestii care nu îmi plac mie și de aceea mă feresc de El și voi sta deoparte. Spuneam mai devreme, criza primul, a celui de-al treilea este criza relației cu Lui. Din faptul că nu-L cunoaște, dezvoltă modele de gândire nesănătoase despre El. E a doua criză este criza de gândire a Lui sau criza raționamentului Lui. Ce știe oare El despre ce așteaptă stăpânul său de la El? El spune că am știut că e un om aspru și care secer de unde n-ai semănat. Așteptarea Lui, ce crede El că stăpânul așteaptă de la El, este că stăpânul Lui vrea succes cu orice preț. Vrea câștig cu orice preț și dacă nu o să-i aducă atâta cât vrea stăpânul, o să-l pedepsească. O să fie vai și amar de el. Că stăpânul ăsta îi îngust și vrea totul. Să tragă pielea de pe slujitorii lui și să obțină totul. Criză de gândire greșită. De aici și sentimentul lui, frica lui. Frica de a nu-l pierde. Ce o să mi se întâmple dacă cumva investesc, fac ceva cu banii și am pierdut? El nu-și utilizează credința reală, așa ca și credincioșii de astăzi, mulți dintre ei. Un credincios real este vulnerabil. Riscă cu Dumnezeu. Se încrede cu Dumnezeu. Sunt destule situații în viață în care credința ta trebuie să fie vizibilă și da, să te încrezi în Dumnezeu și să riști. Nu ai garanția că nu vei pierde nimic. Dar fără să riști, nu câștigi, așa știți, cum știți foarte bine dictonul. De aceea unii credincioși au niște idealuri spirituale foarte mici, foarte mărunte. Să fie membru în biserică. Dacă nu vorbești nimic și nu faci nimic, nu greșești, nu? Așa e. Deci cine nu vorbește, nici nu greșește. Cine nu răspândește Evanghelia, nu vorbește altora, nu greșește, nu jignește pe nimeni. Nu are nicio problemă cu alții. Mi se pare definitoriu și gândirea fiului, cel risipitor, ajunge cu gândirea asta, un mecanism al gândirii lui este că atunci când ajunge la troaca porcilor, spune, argații tatălui meu, robii tatălui meu, au măcar ce să mănânce. Adică începe să gândească ca și robii tatălui său la un minim de supraviețuire. Asta este gândirea de rob. Nu asta este gândirea care vrea Tatăl. Tatăl vrea excelența. Vrea ca noi să gândim la excelență, să avem așteptări mari, să ne dorim lucruri mari. Iar asta înseamnă investiție, curajul investiției. A treia criză din viața lui este criza de semnificație. Care este scopul vieții tale? El n-a știut care este scopul vieții lui. A primit banii aceia, i-a ascuns cu grijă să nu-i piardă și
a fost șmecher, da? A pierdut, a flendurit, a pierdut vremea, așteptând să vină stăpânul să-i dea înapoi, nu cumva stăpânul să-i reproșeze că i-a pierdut vreun bani. Oare care e scopul vieții tale ca și credincios? Ești conștient de ceea ce faci? Ceea ce faci aduce profit împărăției lui Dumnezeu? Pentru că da, și împărăția lui Dumnezeu se bazează pe profit. Nu este un alt principiu în împărăția lui Dumnezeu decât există un principiu dezvoltat și în împărăția acestei lumi. Totul se bazează pe profit. Și așa este și în împărăția lui Dumnezeu. Totul se bazează pe profit. Nu este unul mercantil, nu este bazat pe bani, dar este unul în care investești bunurile lui Dumnezeu ca să producă mai multe rezultate. Rațiunea existenței noastre pe pământ este aceasta. Să aducem profit împărăției cerurilor. Îmi place exemplul a ceea ce face Ioan 12, ceea ce face Maria, să oferă acel parfum scump pentru Domnul. Un lucru foarte valoros. Și spune că a făcut un lucru frumos pentru Domnul. Ea a simțit în inima ei că trebuie să-i dedice lui Dumnezeu ceva extraordinar. Excelența. Ea nu și-a pus problema, oare, sigur, aș putea să fac pentru altcineva, aș putea să schimb. Ea nu și-a pus problema. Stăpânul merită ce este mai bun. Dumnezeu merită ce este mai bun. Și să-mi investesc viața pentru acest lucru. Iar gestul ei și dăruirea ei, nici n-a știut măcar ce va produce. A știut, trebuie să dau cea mai prețios pentru Dumnezeu. Iar Dumnezeu, această gândire, o vrea de la noi. Luca 10 ne spune de exemplu Mariei. Comportamentul Mariei ne arată că trebuie să plătești un preț pentru lucrurile spirituale. Lucrurile spirituale au semnificație, au un scop. Ele există cu un scop pentru viața noastră. Ele merită să-ți investești viața, să te ocupi de ele. Sunt generatoare de profit. Aduc ceva. Care e scopul vieții tale? Pentru ce trăiești pe lumea asta? Doar să mergi la lucru? Doar să vii în acasă? Doar să faci anumite lucruri? Dar oare Dumnezeu? Oare lumea spirituală? Dumnezeu ne cheamă să dăm semnificație lucrurilor care sunt cu adevărat de valoare. Și anume lucrurile lui Dumnezeu. Sunt valoroase, sunt importante. A treia criză din viața celui de-al treia rob este criza de creativitate. El vede o relație statică. El vede o situație foarte statică. A luat banii, i-a ascuns și s-a terminat. Și mulți oameni văd relația cu Dumnezeu foarte static și foarte lipsit de creativitate. Ei văd că în biserică există două, trei slujiri, astea sunt, nu știu dacă mă încadrez acolo, nu știu dacă încap acolo. Dar Dumnezeu ne dă exemple multe de creativitate. Și exemple acestea, atunci când cauți și când te investești, o să le găsești. Dumnezeu îi spune, hello, dacă nu ți-a venit ție o idee grozavă de afacere și nu ai știut efectiv direct în ce să investești, există fonduri de investiții, există zarafii. Îi le dai banii și investesc ei pentru tine. Găsesc ei oportunități, da, e profitul mai mic, dar le găsesc ei. Ei știu și ei pot să-ți găsească de lucru. Există soluții de investiție. Trebuie să ai o inimă și o dorință numai. Iar această demonstrație pe care stăpânul o face robului lui este exact acest lucru. Există creativitate. Și în împărăția lui Dumnezeu există multă creativitate și multe modalități prin care poți să-i slujești lui Dumnezeu. Când îți pui inima și aduci dorința ta să-i slujești Domnului, vei vedea câte oportunități sunt. Vei vedea câte ocazii sunt în care poți să-L onorezi și să-L slujești pe Dumnezeu cu viața ta. Și atunci, acestea vor fi vizibile. Vei aduce profit pentru împărăția lui Dumnezeu. Vei fi apoi lăudat. Și mă rog ca Domnul să binecuvânteze viața noastră. Și atunci când se va întoarce, să spună despre noi, bine, bine ai făcut și bine ai venit în prezența mea, rob bun și credincios. Ai fost credincios. Ți-ai dat viața mie. Ai investit să mă cunoști pe mine. Să-mi cunoști inima. Apoi să-mi cunoști gândurile. Să știi ceea ce eu vreau să fac și ceea ce fac eu. Iar apoi, ai luat parte la sfatul cu mine și ai primit ideile mele, ai primit direcțiile mele. Domnul să ne ajute la acest lucru. Amin. Încă un gând care vreau să-l
să-l aduc în atenție este că Domnul de mai multe ori face această remarcă: ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Și sincer, mă gândesc așa că dacă chiar Domnul Hristos spune, dacă nu sunteți credincioși în lucrurile pământești, nu sunteți credincioși în lucrurile astea trecătoare, cum vă voi putea eu pune peste lucrurile eterne? Și aici miza nu sunt lucrurile pământești, nu-i, cum spuneam, Dumnezeu judecă administrarea, modul de administrare, sau cum s-a mai spus, profitul, dar miza cea mai mare sunt lucrurile eterne. Și cred că Dumnezeu acolo vrea să ne ducă, să fim credincioși în lucrurile astea mici, să facem treaba noastră cât suntem aici pe pământ, să ne calificăm, nu pentru mântuire, că pentru mântuire a plătit Domnul prețul, dar pentru răsplătire, însă ca să moștenim, da, împărăția. Pentru că împărăția, avem acces aici, la ea, pe pământul ăsta, să putem moșteni, trebuie ca să ne facem treaba, trebuie să fim credincioși. Și credincioșia vorbește despre caracter, nu despre talent. De multe ori aveam oameni care mă întrebau cum ai ajuns aici, unde ai ajuns, sau nu ți este greu, ți este ușor, cum te simți când ai plătit atât de mult prețul timpului și vieții tale, când puteai să mergi să faci și tu, eu știu, să-ți faci un business, să-ți faci o viață. Și ideea este în felul următor, că Dumnezeu m-a trimis să fiu credincios, nu m-a trimis să am succes. Succesul este credincioșie în ochii lui Dumnezeu. Dacă tu urmărești credincioșia, Dumnezeu îți va da succesul, aia nu-i problemă. Dar dacă ești credincios în lucrurile care El ți le-a încredințat, Dumnezeu te va pune peste mai multe lucruri. Problema e că acest rob viclean și leneș, da? Cum poate de multe ori ai fost și tu și am fost și eu. Când mă plângeam, mă victimizam, Doamne, ce să fac, mi-aduc aminte în anii 1998, mă întorsesem la 22 ani și plângeam, Doamne, n-am nimic, vai, capul meu, sunt român, nu știu ce o să fie. Și Dumnezeu zicea, când o să termin cu plângăceala, că am treabă de făcut și tu ai o treabă de făcut. Dar acest rob viclean și leneș nici măcar nu s-a mișcat să dea un telefon la un prieten, bă, tu cum faci afaceri, să întrebe, să facă, să se intereseze, să intre pe internet, să caute oportunități. N-a făcut absolut nimic, pentru că Domnul Iisus îl descrie leneș. Când Domnul spune despre un om că e leneș și leneș. Deci el nu a făcut nici cel mai mic efort ca să iasă din starea în care era. Pur și simplu nu i-a apăsat. A fost ignorant cu privire la această bogăție a împărăției lui Dumnezeu pusă în viața lui. Mă gândesc cât talanți ai împărăției sunt irosiți în viața creștinilor. Cât talanți ar fi putut fi deja investiți, să le fi văzut acum valoarea, să le fi văzut acum succesul. Mi-aduc aminte că un om a spus odată, zice, știți care e cel mai bogat loc de pe pământ? Zice, nu sunt terenurile de petrol din Arabia Saudită, nu sunt câmpurile de petrol din Venezuela, nu sunt minele de aur și de diamante din Africa de Sud. Cel mai bogat loc de pe pământ este cimitirul. Pentru că acolo sunt îngropați oameni cu talanți care nu au folosit niciodată, cărți care nu au fost niciodată scrise, cântece care nu au fost niciodată cântate, compuse și cântate, predici care nu au fost niciodată predicate, cuvinte de iubire care nu au fost niciodată spuse copiilor și soțiilor sau soților. Da? Acolo este o bogăție. Dar știi ce? Omul ăsta încuraja în predica lui, mori gol. Nu muri cu talanții în tine, mori cu talanții investiți, dă mai departe ștafeta, dă mai departe batonul. Da? Și el își imagina viața de credință ca unul care aleargă la cursele acelea, care dă ștafeta mai departe. Și provocarea este asta, să fim credincioși în lucrurile mici, pentru că miza cea mai mare este chiar împărăția, și nu doar împărăția, atenție, dar și împăratul, pentru că el spune, intră în bucuria stăpânului tău, asta e miza. Eu vreau să fii cu mine, dar ca trebuie să te califici, dacă tu nu pui preț pe ceea ce eu ți-am dat pământește, cum o să te califici pe ceea ce eu îți dau etern? Și sunt oameni care cred că ei se califică oricum. Bineînțeles că nu știu din ce Biblie citesc. Dacă am citit Biblia care ne-a lăsat-o Iisus Hristos, vedem că nu te califici oricum. Da? Chiar Apostolul Pavel spunea în împărăția lui Dumnezeu și să ajunge prin multe suferințe. Câteodată vin la pachet, vrei, nu vrei. Adică noi suntem credincioși, vrei să și proclam cuvântul lui Dumnezeu, dar realitatea este că unii mor de coronavirus. Realitatea e că sunt și unii creștini care mor, dar realitatea e că Dumnezeu e bun cu toți. El știe zilele fiecăruia și El dă ploaia lui și peste cei buni și peste cei răi. De asta noi trebuie să fim înțelepți și trebuie să fim curajoși, să începem să investim ce Dumnezeu ne-a dat. Și așa cum ați fost îndemnați de cei dinaintea mea,
mergeți și spuneți la zarav, mergeți și spuneți la păstor, la oamenii care vă pot ajuta, cum să investesc asta, ce să fac, în ce direcție să mă îndrept. Nu sta singur, nu te izola, nu fi ca omul ăsta leneș și ignorant, pentru că nu o să ajungi niciunde. Trebuie să începi să cauți, trebuie să ai un interes, trebuie să faci ceva, să te miști din locul în care ești. Pentru că marea miză este împărăția și persoana Domnului Iisus Hristos, bucuria stăpânului. Și eu personal vreau să beneficiez și din împărăția Lui pe pământul ăsta, da, până să ajung în cer, și vreau să beneficiez de prezența Domnului, de bucuria Lui, pentru că aia e cea mai mare bucuria mea, o să fie când îl văd pe Domnul Iisus fericit față de slujirea și de investiția care eu am făcut-o. Repetăm, darurile Duhului Sfânt sunt ale Duhului Sfânt care lucrează prin noi, însă talanții ne responsabilizează pe noi. Ăștia sunt cadourile lui Dumnezeu, talanții împărăției care El se așteaptă să investim. Și vreau să mă rog ca tu să ai curajul ăsta să investești, nu-ți fie frică. Dumnezeu nu o să te judece pentru eșec, te va judeca mai degrabă pentru lene și pentru frică, pentru faptul că nu acționezi în credință. Dacă El a pus în tine acolo, înseamnă că are încredere în tine că poți să duci lucrurile. Domnul să te întărească, Domnul să-ți deschidă ochii și mă rog pentru două lucruri în criza asta. Cele două lucruri pentru care mă rog zilnic sunt ca Dumnezeu să ne deschidă uși pentru cuvânt și pentru împărăția Lui ca niciodată. Și al doilea lucru este ca Dumnezeu să dea creștinilor oportunități financiare, uși deschise, ca să investească și spiritual, dar și financiar, ca să ieșim mai puternici, să ieșim mai binecuvântați ca oamenii din Egipt, ca evrei din Egipt, în același timp să putem da mai mult în împărăție. Pentru că Dumnezeu te-a chemat să investești și să înmulțești, să multiplici. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Vreau să mut un pic focusul în pilda. Dacă ne uităm, există acolo o mențiune a stăpânului pentru primii doi, spune, intră în bucuria stăpânului tău. Noi ne uităm și lumea se uită la Dumnezeu ca la un judecător astru, la un judecător care va veni să ia ce nu e a lui, cu toate că el tot ceea ce ia că este a lui. Mentalitatea asta produce foarte multă paralizie și foarte multă frică și asta duce la reacții ciudate în viața multor oameni, la acea, hai să zicem, închidere în cochidie. Nu vreau să fac, că nu vreau să greșesc ca să nu mă judece Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să judece, El vrea să împărtășească bucuria Lui cu tine. Atunci când ai mentalitatea asta, tu vrei să împărtășești bucuria lui Dumnezeu cu tine și atunci tu tot ce faci, faci pentru gloria lui Dumnezeu, pentru bucuria lui Dumnezeu, chiar dacă de darurile tale beneficiază cei din jur. Că lucrurile așa funcționează. De darurile mele beneficiază cei din jur și gloria o primește Dumnezeu, pentru că este modul în care funcționează lucrurile în împărăție. De aceea, o provocare pentru seara asta este schimbă-ți modul în care îl vezi pe Dumnezeu. Pentru că modul în care îl vezi pe Dumnezeu va te determina modul în care te relaționezi cu Dumnezeu și cu cei din jurul tău, în ceea ce privește investirea talentului tău sau talentelor tale. Pentru că mă cam îndoiesc că vreo unul este în jurul nostru care are un singur talent. Fiecare are mai mult de atât. Și am făcut mai înainte o socoteală pentru momentul ăsta. Gramul de aur este 231 de lei. Un talent înseamnă vreo 37 de kilograme de aur. Și înmulțit și schimbat în euro, înseamnă 1.762.000 de euro. Dragii mei, dacă aveți un talent, faceți bine și investiți-l. Gândiți într-un mod foarte practic. Dumnezeu spune că în împărăția Lui totul se multiplică. Vedem că niciunul dintre cei doi n-a venit să spună, uite, 5% profit, 10% dobândă. Nu, totul s-a dublat, totul s-a înmulțit. Și Dumnezeu vrea ca tot ceea ce este în viața ta să se înmulțească. Ai un singur dar spiritual, cere că Dumnezeu îți dă cu mână largă. Fiți binecuvântați! Mă gândesc și eu la un gând din această pildă, din versetul 29, care spune: pentru că celui ce are, îi se va da și va avea din prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. În alte versiuni din limba engleză spune că
cel ce folosește bine ceea ce i s-a dat, i se va da și mai mult și va avea din abundență. Dar cel ce nu folosește bine, i se va lua și ceea ce are. Și spunea Sani mai devreme că suntem administratori, nu posesori, a darurilor lui Dumnezeu. Deci este foarte important să folosim ceea ce avem pentru slava lui Dumnezeu, pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Pentru că până la urmă darurile pe care le-am primit sunt pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, nu pentru a ne glorifica pe noi, nu pentru alte lucruri, ci pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Și ceea ce vreau să vă îndemn în seara asta, folosiți darurile spirituale pe care le aveți. Poate sunt persoane care cred că nu este bine să-și folosească darurile pentru că au fost supărate pe anumiți oameni sau poate au fost jignite de alții sau poate alții nu au apreciat darurile pe care le ai, n-au apreciat modul în care le folosești, poate ai fost descurajat, poate ai fost ofensat de anumiți oameni, poate chiar anumiți lideri te-au jignit și te-au supărat și poate în acel moment ai hotărât să-ți închizi darurile în tine, să nu le mai folosești pentru gloria lui Dumnezeu. Dar vreau să știi în seara asta, dacă îți folosești darurile cu responsabilitate, le folosești bine pentru gloria lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care apreciază. Nu te uita la aprecierile sau la lipsa de aprecieri din partea oamenilor. Ceea ce contează este cum apreciază Dumnezeu, cum apreciază stăpânul, cum apreciază cel ce ți-a dat darul. De multe ori oamenii sunt defocusați și în loc să se uite la cel ce a dat darul, se uită la oamenii pe care își folosesc darurile. Însă Dumnezeu vrea să ne uităm la El, nu la oameni. De aceea, în seara asta, decide să pui în mâna stăpânului darurile pe care ți le-a dat, să le folosești pentru gloria lui Dumnezeu. Să nu fii ca acel băiat mai mare din pilda fiului risipitor, ca fratele mai mare, cum spunea Traian, care a zis, Doamne, a lucrat ca un rob pentru tine, dar el nu a folosit darurile pe care le-avea, nu a folosit o atitudine corectă. El a lucrat ca un rob, dar fără o relație. Dumnezeu vrea ca din relație să ne folosim darurile uitându-ne la El, nu uitându-ne la oameni. De aceea folosește-ți darurile, pune-le la dispoziția lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să te binecuvânteze prin darurile pe care ți le-a dat. Fii binecuvântat! Ce să mai spunem, sunt multe lucruri de învățat și cu toții am pus aici pe masa asta lucruri care Dumnezeu ni le-a vorbit. Cred că fiecare din biserică, fiecare din noi avem de învățat, pentru că tot timpul avem de învățat și noi învățăm împreună cu voi și voi împreună cu noi și Duhul Sfânt este la lucru și ne învață și de reținut că talanții sunt ai Lui, dar ni s-au dat în administrare cu așteptarea și încrederea că noi o să investim. Dumnezeu așa de mult crede în fiecare dintre noi încât să așteaptă ca să investim, să multiplicăm acești talanți ai împărăției. Și mă rog, în numele Lui Iisus, ca fiecare dintre noi să investească acești talanți ai împărăției și fiecare, la vremea venirii Domnului, sau atunci când va hotărâi El să mergem la El, să spună, vino, rob bun și credincios, ai înmulțit talanții, acum intră în bucuria stăpânului, pentru că aia este miza, miza sunt lucrurile supranaturale, eterne, miza nu stă în lucrurile acestea temporare, însă până atunci, Domnul se așteaptă să fim și credincioși și buni administratori ai împărăției aici pe pământ. Ce minunat că ești un ambasador al împărăției. Doamne Iisuse, te rugăm, ajută-ne prin Duhul Tău cel Sfânt și dă-ne putere să administrăm, dă-ne înțelepciune, dă-ne pricepere, dă-ne creativitate, dă-ne un sfat, Doamne Dumnezeule duhovnicesc. Te rugăm, învață-ne în vremurile astea cum să investim talanții care îi avem într-un mod creativ și într-un mod benefic, Doamne, așa încât ei nu doar să se înmulțească, ci să se multiplice. Îți mulțumim că ești lângă noi, cu noi și Tu lucrezi prin noi, Doamne, și toate lucrurile să fie făcute pentru slava numelui Tău, în numele Lui Iisus. Vă binecuvântăm, vă lăsăm în pacea Domnului să dormiți bine și vă dăm binecuvântarea celor 3V, vise, viziuni, vedenii. Domnul să fie cu voi și vă iubim pe toți. Domnul să vă binecuvânteze.